Eu, Vișan Iuliana Valentina, consilier în Consiliul Local al orașului Sinicea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Sinicea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. În patru femei, consilier, eu îmi permit să propun o femeie pentru funcția de viceprimar. Sper ca bărbații să nu aibă obiecții. Da. Deci, pentru funcția de viceprimar al orașului Sinicea, eu propun pe doamna Vișan Iuliana Valentina. Prima dată în Consiliul Local, Iuliana Vișan a fost aleasă pe 10 iunie pe listele USL, reușind să întrunească astăzi și încrederea colegilor de Consiliu pentru obținerea funcției de viceprimar al orașului Zimnicea. De profesie economist, Iuliana Vișan vine după o îndelungată experiență în administrația locală, experiență care, spune ea, o recomandă pentru ocuparea celei de-a doua funcții publice a comunității. Pentru mine este un început de mă bucur pentru colegii mei consilieri că m-au votat și că mi-au acordat încredere și sper că împreună cu sprijinul lor și al domnului primar să realizăm ceea ce ne-am propus în acest mandat de parlament. Pentru cei care nu mă cunosc, am o experiență de 10 ani la spital, 4 ani la FASER, am copil clasa 3-a și cunosc cât de cât ce se întâmplă în această instituție. Iuliana Vișan este prima femeie care ocupă funcția de viceprimar al orașului, anunțând că vremea femeilor în politică a ajuns și la Zimnicea.